introducere, îl invit alături de noi pe scenă pe Corneliu Mănescu, CTO la IntelliSoft, pentru incursiune în lumea lui ChatGPT. Bun venit! Că trebuia să abordăm și tehnologia de ultimă oră, care este acum older age, tehnologia care se pare că foarte curând va fi omniprezentă în viața noastră, deja este mult folosită și experimentată de mulți, tehnologia ChatGPT. Agenda pentru azi, aș vrea să vorbesc un pic despre ce este ChatGPT, apoi despre impactul transformator al acestei tehnologii în procese de business și alte activități umane. O să menționez un pic despre ChatGPT și amenințarea AI. Mulți au discutat astăzi acest aspect, impacturile negative sau posibile threats, amenințări din partea tehnologiei avansate AI și în final vom avea niște concluzii. Deci privind la ce este ChatGPT, este un chatbot cu inteligență artificială, da, care folosește un model de limbaj larg, LLM, Large Language Model, numit GPT și care a fost dezvoltat de către compania OpenAI din Statele Unite. GPT vine de la Generative Pre-trained Transformer pentru că, bineînțeles, are aceste proprietăți, este un model generativ, poate genera text și răspunde la întrebări. Este pre-trained pe un large set, un vast set de informații textuale provenite din surse variate, ca și cărți, publicații, articole, bloguri, etc. și alte surse de informații. La bază folosește o rețea neuronală de tip Transformer, care este cea mai avansată arhitectură curentă pentru a învăța din secvențe de date largi și face aceasta într-un mod care este parallelizable, să zicem, parallel, da? Ceea ce este foarte important în momentul în care lucrezi pe mari cantități de date. Și, bineînțeles, ce face acest model, practic, este o reprezentare comprimată a limbajului natural, da? De asta însemnând că în el conține tot felul de asocieri, de relații între cuvinte, între fraze, expresii și alte structuri, pattern-uri din limbajul natural. Privind inteligența ChatGPT, da, această inteligență, de ce spunem că este inteligent? Bineînțeles, această tehnologie nu are simțurile noastre ca să înțeleagă realitatea. Nu are văz, nu are auz și așa mai departe, interacție directă. Dar, în schimb, ChatGPT înțelege limbajul. Da? Deci se poate antrena singur pe non-label data, folosind tehnologia Transformer, de pe care am menționat-o, și în felul acesta, înțelegând limbajul, practic, și relațiile dintre diversele elemente de limbaj, cuvinte, fraze, expresii, alte pattern-uri, în felul acesta, ChatGPT înțelege realitatea noastră în conjurătoare. De ce? Pentru că limbajul, bineînțeles, este un proxy pentru realitatea care ne înconjoară. Tot ce vedem, tot ce facem, tot ce gândim, exprimăm în limbaj. Ok. Se pare că nu țineam microfonul foarte apropiat.
Dar ca să evit alte speculații, am mers la sursă și am întrebat ChatGPT în mod direct de ce, dacă este inteligent. Și el, fără să se supere, bineînțeles putea să fie un pic ofensat și să mă întrebe înapoi același lucru, dar nu a făcut-o. În schimb, foarte modest, mi-a spus că este într-adevăr inteligent și a justificat asta prin faptul că este capabil să răspundă la întrebări și să genereze texte coerente și relevante, la fel cum o face un om obișnuit. Ok, deci, într-adevăr, foarte modern și foarte inteligent acest sistem de inteligență artificială. Privind impactul tehnologiei ChatGPT, s-a menționat mult de speakerii din ziua de astăzi faptul că tehnologia AI, într-adevăr, va revoluționa întreaga societate umană, o va transforma, începând cu condițiile de viață și până la procesele complexe de interacțiune socială, productivitatea proceselor și chiar și creativitatea va fi revoluționată de această tehnologie. Bineînțeles, majoritatea domeniilor, inclusiv educația, afaceri, sănătate, securitate și așa mai departe, vor fi schimbate profund de această tehnologie, care foarte curând va deveni, omniprezentă în viața noastră, la fel cum, de exemplu, este tehnologia de navigație prin GPS, da, care astăzi înlocuie complet hărțile pe care le foloseam nu cu mult în urmă. Dar trebuie să ținem minte, bineînțeles, tehnologia AI și ChatGPT poate avea și efecte negative, ca de exemplu s-a menționat astăzi creșterea șomajului prin automatizarea proceselor, ceea ce înseamnă că multe joburi, care într-adevăr sunt boring și repetitive, vor dispărea. De asemenea, poate avea impact asupra reducerii intimității, confidențialității datelor personale, dar poate avea de asemenea și alt impact negativ din cauza folosirii astfel de aceste tehnologii foarte puternice în scopuri negative de către entități rău intenționate, ca de pildă aplicații militare sau alte aplicații cu efecte negative. În continuare, ca să demonstrez mai bine capabilitățile tehnologiei ChatGPT și pentru că toți suntem aici la un forum despre business, am zis că ar fi interesant să am o conversație cu ChatGPT și să-l las pe el însuși să ne explice cum poate revoluționa și cum poate să ne ajute în activitatea de toate zilele în business. Așa că l-am întrebat foarte direct, cum pot businessurile să beneficieze de ChatGPT. Puteți să observați că în unele cazuri chiar am făcut erori în ce am scris, n-am folosit punctuație, n-am folosit nimic, dar asta nu l-a deranjat, da? Și foarte rapid mi-a dat un răspuns relevant, coerent, cu exemple, da? Spunând că, de exemplu, poate fi folosit pentru servicii de asistență clienți, personalizarea experienței clienților, analiză și predicție și așa mai departe, inclusiv îmbunătățirea eficienței operaționale prin automatizări, prin automatizare, poate folosi de asemenea în marketing, recruiting, foarte, foarte interesant. Și observați că aici am pus întrebarea în română și răspunsul a venit tot în română. Deci puteam să o pun și în japoneză, bineînțeles, și ar fi venit răspunsul în japoneză. Deci observăm că ChatGPT, într-adevăr, nu este antrenat numai pe limbajul englez, da? English, ci în multe limbaje, dacă am înțeles bine, în jur de 80 sau mai multe.
În continuare am continuat dialogul și am întrebat, am luat două din exemplele pe care le-a dat de modul de folosire în business și i-am spus să aprofundeze, să-mi spună, de exemplu, cum poate fi folosit pentru studiul clienților și a partenerilor de business. Și imediat, tot foarte rapid, mi-a dat răspunsul în română, foarte coerent, foarte relevant. Poate să analizeze istoricul de achiziții, poate să analizeze istoricul de navigare, pentru a înțelege clientul, cum interacționează cu paginile site-ului și așa mai departe. Poate utiliza algoritmi de învățare automată pentru a face recomandări relevante și personalizate, poate colecta și interpreta feedback-ul clienților. Bineînțeles că dacă ai un singur client sau doi, nu e big deal să interpretezi feedback-ul, dar dacă ai mii de clienți sau sute de mii sau milioane, atunci, într-adevăr, interpretarea datelor feedback-ului de la această mulțime de clienți nu mai poate fi făcută manual, individual sau, mă rog, de oameni, ci trebuie mașini, să avem mașini care fac asta și ChatGPT este capabil să facă. De asemenea, am continuat să-l întreb despre o altă activitate despre care a spus că este capabil să ne ajute, aceasta fiind automatizarea. Și aici, de asemenea, mi-a dat un răspuns foarte clar, foarte folositor și relevant. Învățarea sarcinilor poate să reducă timpul și costul executând operații fără eroare și foarte rapid. Și așa mai departe. Pentru că suntem într-un business într-un forum de business și innovation, am zis să încerc să îl fac pe ChatGPT să joace un rol pentru mine, rolul de founder al unui startup. Da? De ce? Pentru că în startup-uri acolo se întâmplă inovația în zilele de azi, ziua de azi. I-am spus, consideră că că ești un founder de startup, cum te-ai folosit pe tine în acest startup? Mă rog, el a fost foarte entuziasmat de această întrebare. I-a plăcut să fie fondator de startup și mi-a dat foarte rapid tot felul de modalități în care se poate face util el însuși și a spus că el crede că ar fi foarte successful într-un startup și pare foarte entuziast de rolul pe care l-a jucat în aceste condiții. De asemenea, l-am testat într-o arie de creativitate, practic de generare de idei, da? Să văd cum ar răspunde dacă îi cer să răspundă, dacă îi cer niște idei, de exemplu. Și, bineînțeles, poate puteam să fiu puțin mai inventiv aici, dar, mă rog, i-am spus, dăm 20 de idei de folosire a tehnologiei a ta, personal, da, ChatGPT. Și imediat, fără să se gândească, spre surprinderea mea, mă așteptam să stea un pic să gândească, am cerut totuși 20 de idei, nu una sau două. Mi-a scris lista pe ecran cu toate aceste chestii pe care le-ar putea face pentru noi. Da? Și asta e doar o mică listă, de fapt. De asemenea, am căutat pe net și alte aplicații ale tehnologiei ChatGPT, da? Și am pus aici câteva dintre poate cele mai interesante. Deci, din cauza că se poate interacționa direct cu acest sistem de inteligență artificială, da? Poate fi folosit ca un interactive knowledge base, poate fi folosit pentru interactive learning, pentru trainings, organizing, preparing exams, poate servi information, da? Organizing și serving information gathered from meetings or other streams of content, sentiment analysis, CRM, providing product system use instructions interactively, de exemplu, cumperi ceva, un sistem mai complex și ți-e greu să-ți dai seama cum să-l folosești din cauza
faptului că are multe funcții, și atunci un ghid care să te îndrume cum să-l folosești în mod interactiv ar fi foarte util. Da, alte aplicații foarte interesante, ca product manager, da, să ai un asistent care să spună cum să creezi un product roadmap, cum să-ți îmbunătățești productul, da, ce alte features să adaugi, cum să faci și product requirements și așa mai departe. Da. De asemenea, nu în ultimul rând, aș menționa software development, da, deci el este antrenat pe un mare bază de date privind code, da, programming, și poate să scrie boilerplate code, poate folosi pentru understanding and debugging code, testing, commenting code și așa mai departe. Aici, foarte interesant, vreau să menționez foarte rapid despre amenințarea AI. Da? Deci încă din tinerețe, când am văzut filmul The Terminator, am fost un pic, a rămas cu un sentiment un pic negativ privind posibilitatea că AI într-o bună zi va fi scăpat de sub control și va prelua conducerea planetei, da? Iar noi oamenii vom fi puși undeva în niște cage-uri. Și atunci, ca să văd ce părere are AI despre treaba asta, l-am întrebat în engleză de data asta, ca să văd dacă știe să răspundă și în engleză, dacă vede un viitor în care AI devine capătă voința proprie și începe să-și controleze propriul destin și să preia controlul. Și mi-a spus foarte, foarte clar, foarte modest, că starea actuală de lucruri AI nu vede că ar putea să facă așa ceva, dar că nu exclude, zice, however, as AI continues to develop and become more advanced, there is a possibility that it could become more autonomous and begin to make decisions that are not predefined by humans. Da? Corneliu Mănescu, propun ca aceasta să fie concluzia cu care încheiem. Încă nu ne iau mașinile locul, da, dar deci nu exclud posibilitatea. În mod clar, nu suntem sub amenințare de la ChatGPT, deci folosiți-l cu drag și cu mult succes. Mulțumim foarte mult pentru prezentare și pentru toate informațiile. Mulțumesc despre și eu. Acest tool foarte, foarte util. Noi ne pregătim pentru o nouă pauză, după care vă invităm la noi prezentări și o sesiune foarte intensă. Vom avea alături de noi inclusiv pe ministrul digitalizării și inovării, cu siguranță foarte multe întrebări și foarte multe subiecte de discutat și de adus aici la Biz Innovation Forum. Mulțumim foarte mult partenerilor noștri, BCR, Philip Morris, România, Samsung și Asociației V3. Avem 30 de minute pauză.